Spectacolul conjugal continuă public și scandalul dintre soții șoșoacă a ajuns să capete noi proporții. Este vorba despre disputa dintre cei doi, devenită în ultima vreme din ce în ce mai aprinsă, după ce soțul i-a transmis o scrisoare deschisă prin care o acuza că se lasă manipulată de cei din jurul ei, în loc să-l asculte pe el, și după ce și-au aruncat acuze grele și amenințări, senatoarea revine cu un ultimatum pentru Silvestru Șoșoacă. Am un mesaj special pentru tine, Silviu. Dacă nu încetezi, voi da pe față numele celor care stau în spatele tău. E ultimatum. Ia labele de pe partidul SOS România, luați labele de pe această speranță a poporului român. N-am să permit niciodată nimănui să-și bată joc de lupta națională. Pentru mine viața personală nu mai există de mult de când m-am implicat în această luptă împotriva sistemului. Sunt doar mamă! Reacția Dianei Șoșoacă vine la scurt timp după ce soțul său a trimis o scrisoare deschisă către senatoare. Când eu, soțul, coechipierul și aliatul tău îți spun, ai grijă că trebuie să-ți păstrezi libertatea, fii atentă la cei care scântă în strună, fii vigilentă când anumiți oameni îți spun numai ce-ți place să auzi. Tu alegi să te întorci împotriva propriei tale stabilități autentice, împotriva a ceea ce am construit. Când cineva te îndeamnă luni de zile să mergi la Moscova și tu accepti această presiune ca și când ar fi ceva normal, când cineva te promovează în exces, ducându-ți în derizoriu potențialul de lider pe care l-ai, transformându-te în vedetă pentru interesele sale personale și profesionale. Prim vicepreședintele suspendat al partidului SOS încerca să-și sfătuiască soția să fie mai echilibrată pentru că s-a îmbătat cu mirajul puterii. Mesajul transmis de Silvestru Șoșoacă prin scrisoarea deschisă postată pe rețelele de socializare vine după ce soția sa l-a suspendat din funcția de prim vicepreședinte al formațiunii pe care o conduce, pe motiv că a vrut să-i salveze sufletul și viața soțului său, care este urmărit îndeaproape de serviciile secrete.